Nu facem campanie electorală. Am ajuns cu greu la aceste alegeri parlamentare anticipate, dar acum puterea este în mâinile oamenilor și eu sper foarte mult că în următorul parlament vor fi suficienți oameni onești. Un caz ce poate fi calificat drept implicarea președintelui Republicii Moldova în campanie de susținere a unui concurent electoral, fiind vorba de către partidul PAS. Eu sunt în total dezacord cu ce a zis această instituție. Nu era sintagma, era doar chemare de înregistrare. Și eu în continuare o să chem oamenii să meargă la vot. Este absolut important. Și o să spun acest lucru și de acum încolo. Și o să chem oamenii să voteze pentru oameni onești în următorul parlament. Și prin asta nu încalc nicio lege. Asta mate este consilierul meu pe justiție și era firesc să fie la acea ședință. Ea nu a degrebat din funcție. Există indicațiile cecului care spun foarte clar cine e obligat să degreveze din funcție și cine nu este obligat, deși n-a fost absolut nicio încălcare. Eu se află în campanie așa. Puteți să spuneți despre orice pe transfer de imagine. Mai sigur am fi spus, doamna Santo. Nu există nici o ilegalitate. Votăm toți împreună echipa Partidului Acțiune și Solidaritate, echipa președintelui Maia Sandu. Nu prea s-a reușit să merge în ianuarie, februarie, martie, aprilie, situația fără. Președinta Maia Sandu este o autoritate publică? Este președintele Republicii Moldova, sigur. Este o autoritate publică? Da. Și atunci, de ce imaginea președintei Maia Sandu este prezentă în mai toate activitățile electorale ale Partidului Acțiune și Solidaritate? Președintele Maia Sandu a fost fondator PAS din 2016. Ea a fost candidat al PAS la alegerile prezidențiale. Partidul a fost motor al acestei victorii. Ar fi nefiresc să cumva să ștergi istoria partidului respectiv. Acum, președintele Republicii Moldova, desigur, trebuie să apere interesele tuturor cetățenilor, nu doar a votanților PAS sau a PSRM și așa mai departe. Și sunt sigur că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, face acest lucru. Eu cred că ei mai mult folosesc imaginea mea decât PAS, încercând să răspândească tot felul de minciuni și acuzații false la adresa mea. Să se oprească să folosească ei, în primul rând, imaginea doamnei președinte în a promova minciuni și falsuri. El e în legătură pe Italia, el merg să se întâlnească de astăzi, din contul statului, din contul nostru. Nu prezent, problemă vreau toți. Să știi care lucrează, știi care nu lucrează, că ne spune și toți pe tine. Sunt absurde aceste acuzații. Eu le-am promis oamenilor să lucrez pentru ei, să contribui la rezolvarea problemelor lor și nu am de gând să mă închid în oficiu pentru 3 luni, pentru că în Republica Moldova sunt alegeri parlamentare. Во-первых, о выборах не говорим. Или говорим? Все знают, за кого голосовать. Я не имею права говорить за кого. Я не Андрей. În campanie electorală ar fi normal dacă un președinte bine așezat la minte și cu poziția respectivă nu ar îmbla prin țară, până acum nu prea îmbla. Aș căuta posibilitatea fiecare săptămână să duc și bei ceai cu Putin la Moscova. Dar acum îmblă prin teritorii, demonstrează diferite vorbește diferite povești, stai bai acasă și du-te acolo cu acesta, cu un cheam care o gândit și o cântat aici, Lepsă, și cântă acolo, karaoke. Nu, el s-a activat tocmai când merge campania, eu asta vreau sublinez, s-a activat tocmai când s-a început campania electorală. Până acum nu era așa de activ, acum trebuie să-i ajute pe socialiști.
Instituția prezidențială nu participă în campanie electorală, nu face agitație electorală și nu se va da atrasă nici instituția, nici eu personal în polemici electorale. Dar vrem să dăm un mesaj foarte clar. Beți câte o cană de ceai și nu mergeți cu fără de lege.